Doamna Plum, poate e prea devreme să vorbim despre sondaje, dar ele se fac. Sunt sondaje pentru partide, sondaje ținute la secret, cum se spune. Potrivit unui astfel de sondaj al liberalilor, PNL s-ar situa la 50%, PSD ar obține 30%, dacă ar fi alegeri în viitorul apropiat. Cum priviți aceste cifre? Există o grijă și o grijă legitimă de creștere, probabil, a Partidului Social Democrat. Apele sunt tulburi. Cum aveți sondaje proprii dumneavoastră la PSD? Doamna Chiriac, eu întotdeauna am fost rezervată în a comenta sondajele de opinie. Ce pot să vă spun în această situație pe care ați prezentat-o dumneavoastră, eu cred că liberalii se mint pe ei, așa cum se mint și în cazul formării unei majorități politice. Credeți că n-au nicio șansă? Majoritatea politică de astăzi este una stabilă și care cu siguranță va rezista până la alegerile din 2016. Sunteți sigură când spuneți asta? Sunt sigură când spun lucrul acesta, pentru că modul în care noi am gândit și am venit cu viziunea, majoritatea politică a condus la lucruri bune pentru tot ceea ce înseamnă societate românească. Dar nu societatea formează un guvern, sunt calcule, discuții, propuneri, negocieri, oferte care se fac Din în punctul culise. meu de vedere, cartea de vizită a oricărei formațiuni politice este guvernarea. Deci, în fața cetățenilor, dumneavoastră veniți cu o carte de vizită bună. Dar, repet, negocierile care există și sunt asumate de către cei din Partidul Național Liberal, credeți că sunt suficient de perseverente și de V-am spus solide? și repet, cred că se mint pe ei înșiși.